O informație de ultimă oră acum, un accident de muncă a avut loc în această dimineață într-o carieră a complexului energetic Oltenia. Mai mulți muncitori au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-o bandă transportoare. Aflăm însă mai multe detalii de la domnul Florin Chisim, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața. Domnule Chisim, ce s-a întâmplat acolo? În jurul orei 6:30 am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generate de un accident produs pe raza localității Fărcășești, în care a fost implicat un auto special aparținând unui operator economic, în care se aflau 6 persoane și care a intrat într-o bandă transportoare. La fața locului s-au deplasat o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMUR din cadrul instituției noastre, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Echipajul de intervenție, constatând că în urma impactului, o persoană de sex masculin a rămas încarcerată, însă era în stare de conștiență și cooperantă. S-a intervenit pentru extragerea din autovehicul a bărbatului, acordarea primului ajutor calificat la fața locului, iar ulterior a fost transportat la spitalul din Rovinari. O altă persoană de sex feminin a fost evaluată medical la fața locului, însă a suferit leziuni minore și a refuzat să fie transportată la spital. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, așadar o persoană care a refuzat să fie transportată la spital cu leziuni minore și mai sunt și alți muncitori care au fost răniți în urma acestui accident de muncă într-o carieră a complexului energetic Oltenia. Situația este în dinamică, acolo vom primi mai multe detalii și vă vom oferi mai multe detalii și pe parcursul jurnalelor următoare.